Un zid roman foarte bine păstrat, înalt de câțiva metri și două sisteme de canalizare, dintre care unul din antichitate, iar celălalt de la începutul secolului al XVIII-lea, a fost descoperite în cadrul lucrărilor de reabilitare a unei clădiri monument istoric din Alba Iulia. În cadrul lucrărilor de reabilitare a unei clădiri construită în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, în care a funcționat primul spital militar din țara noastră și în care, până nu de mult, a funcționat secția de psihiatrie a spitalului din Alba Iulia, s-a descoperit un zid de incintă al castrului roman de la Apulum, potrivit Agerpres. Această descoperire este una foarte importantă, pentru că a fost identificat zidul de incintă vestic al castrului roman de la Apulum. Este foarte bine păstrat pe o înălțime de 4-4,5 metri față de nivelul actual de călcare. Este evident că îl vom surprinde și sub nivelul actual. Ceea ce este foarte important e că s-a păstrat parte din mortarul antic, care este păstrat încă din antichitate de mai bine de 1850 de ani, a declarat arheologul Radu Ota, coordonatorul lucrărilor de cercetare. Informații potrivit cărora în zona respectivă ar trebui să fie o parte a zidului vestic de incintă al castrului roman de la Apulum au existat încă în urmă cu circa 15 ani, când a mai avut loc o astfel de descoperire. Cercetările au mai scos la iveală și un rest dintr-o clădire din perioada medievală, din secolele 16-17, ce probabil a aparținut unui nobil maghiar, precum și un sistem de canalizare din timpul romanilor, al doilea din interiorul castrului de la Apulum și un altul din timpul edificării de către austrieci a clădirii ce a găzduit primul spital militar de pe teritoriul României. Clădirea aflată în curs de reabilitare urmează să găzduiască un complex muzeal unic în Transilvania. Museicon va găzdui de la obiecte de patrimoniu de reală valoare, cum ar fi singurele file existente pe teritoriul României din cea mai veche carte în limba română păstrată, Evangheliarul, tipărit la Sibiu în 1551, până la o colecție impresionantă de icoane. A fost identificată o parte a zidului de incintă vestic al castrului roman de la Apulum. Conform cercetărilor și studierii stratigrafiei am observat că asupra zidului au fost realizate intervenții, încă reparații, încă din epoca romană, dar și în perioada Evului Mediu, cel mai probabil în secolele 14-15. S-a identificat și o canalizare austriacă care a spart practic un zid mai vechi al unei clădiri din secolele 16-17, cel mai probabil, pentru că în zona respectivă a fost descoperită și o monedă de la Sigismund al III-lea al Poloniei.